Faci în numele Domnului.
încheiat în locașul de închinare. Îți mulțumim că ai dat acest sabat pentru a te slăvi. Faci-ne Tu pe parcursul acestui program, faci-ne să cântăm cu bine spre slava Ta, faci-ne să ne apropiem mai mult de Tine și să putem fi mântuiți cu toții în împărăția Ta. Fac să văd ambițiile noastre și faci-ne în continuare, că ești rugat în numele Domnului Iisus Hristos, în veci. Amin. Amin. Vă salut cu pacea Domnului și vă spun un bun venit în acest loc de închinare. Ne bucurăm că sunteți împreună cu noi, aici unde se cheamă numele Domnului, pe data aceasta prin cântare. Dorim să fie un program spre slava lui Dumnezeu și de noastră să fie îmbogățite prin aceasta. Mulțumim grupului instrumental de Sibeliu care a venit în această după-amiază aici și ne bucurăm că vreți să ne uiteți inimile prin cântare. Dumnezeu cu noi! Thank you.
Pacea Domnului! Noi suntem grupul de Sibiri, așa și cum a zis și fratele, și în deschidere ați ascultat Vreau să cânt, un aranjament de Mary McDonald, pentru că asta este ceea ce noi ne dorim. Vrem să cântăm, iar în acest program veți asculta mai multă muzică decât vorbărie, sperăm să nu vă supărați pe noi, dar la asta ne pricepem noi cel mai bine și tocmai de aceea ne-am și format, pentru că ne dorim să-i dăm slavă lui Dumnezeu și să cântăm. Desiderio, chiar asta și înseamnă în limba italiană, dorință. În continuare, veți asculta Domnul Minunat și Rejoice in the Lord.
Fabian la trompetă. În continuare o vom asculta pe Sara, recitându-mi un psalm. Psalmul 96. Cântați Domnului o cântare nouă. Cântați Domnului toți locuitorii pământului. Cântați Domnului, binecuvântați numele Lui, vestiți din zi în zi mântuirea Lui. Povestiți printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui. Căci Domnul este mare și foarte vrednic de laudă. El este mai de temut decât toți dumnezeii, căci toți dumnezeii popoarelor sunt niște idoli, dar Domnul a făcut cerurile. Strălucirea și măreția sunt înaintea feței Lui, slava și podoaba sunt în locașul Lui cel sfânt. Familiile popoarelor, dați Domnului slavă și cinste, dați Domnului slavă cuvenită numelui Lui, aduceți darul de mâncare și intrați în curțile Lui. Închinați-vă înaintea Domnului, îmbrăcați cu podoabe sfinte, tremurați înaintea Lui toți locuitorii pământului. Spuneți printre neamuri, Domnul împărățește, de aceea lumea este tare și nu se clatină. Domnul judecă popoarele cu dreptate. Să se bucure cerurile și să se înveselească pământul, să mugească marea cu tot ce cuprinde ea, să tresalte câmpia cu tot ce e pe ea, toți copacii pădurii să strige de bucurie înaintea Domnului, căci El vine să judece pământul. El va judeca cu dreptate și popoarele după credincioșia Lui. Amin. În continuare vor urma două piese aranjate de aceeași doamnă Linda McKechnie. Sunt două aranjamente. Primul va fi Largo din Iarna de Vivaldi, împreună cu Ce minunat este Domnul. Iar a doua va fi un aranjament între Cristi Revine și Un Allegro de Mozart. Thank you.
cer și pe pământ. Astăzi vin să-ți mulțumesc că și Tatăl pot să te numesc. În prezența ta voi sta, veșnic te voi lăuda, căci în fața ta e pace, mulțumirea casă-și face. Când cuvântul îl citesc și în el mă gândesc, stau în liniște și pace, voia ta doar vine în pace. Mă ridic mai sus de nori, văd a cerului splendori, planul tău pentru omenire, în jertfa ce ne dă izbăvire. Doamne, cât de frumos, când ascuns sunt Hristos, de sub aripi de iubire, ție-ți dau mulțumire. Și cât sunt de binecuvântat, să pot da din ce mi-ai dat, să dau ajutor și iertare, să slujesc în ascultare. Tu ești partea mea de moștenire, tu ești motivul meu de mulțumire, pentru că te am ca tată și stăpân, pentru veci îți mulțumesc, Părinte bun. Amin. Amin. În continuare, așa cum versetele de la 1 la 6 din Psalmul 150, care spun: lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul în locașul Lui cel Sfânt, lăudați-L în întinderea cerului unde se arată puterea Lui. Lăudați-L pentru isprăvirile Lui cele mari, lăudați-L după mărina Lui nemărginită. Lăudați-L cu sunet de trâmbiți, lăudați-L cu lăută și harpă, lăudați-L cu timpane și cu jocuri, lăudați-L cântând cu instrumente, cu corzi și cu cabare. Lăudați-L cu chimbale sunătoare, lăudați-L cu chimbale zângănitoare. Tot ce are suflare să laude pe Domnul, lăudați-L pe Domnul. Cum acest pasaj ne invită să lăudăm pe Dumnezeu prin intermediul muzicii, am dorit ca în continuare să lăudăm pe Dumnezeu împreună, intonând imnul 34 spre cele din slăvi. Împreună.
întrebați de ce am ales să cântăm doar noi patru, de fapt noi cinci. Și aș vrea să vă spun povestea din spatele acestui grup, dacă doriți, bineînțeles, desigur. Noi cinci suntem grupul de început al acestui grup, veteranii, cum am fost numiți la emisiune. Cântăm sub această formulă de foarte mult timp, de când eram mici, de când ne știm, cum am zis noi. Am cântat sub mai multe formule, când eram mici cântam cu vocea, la băieții și sora mea, iar eu la pian, apoi când am învățat la instrumente, am chemat-o pe Sara la pian și ne-am cântat pe instrumentele. Așa, pe parcurs, abia anul trecut ne-am format sub grupul extins, pe care l-ați auzit mai devreme, iar în continuare, cu următoarele piese, veți observa cumva evoluția acestui grup, pentru că nu au fost toți așa de la început. În următoarea piesă vom fi doar cordar și flaut. Daria, aș vrea să vă prezint și membrii grupului. Daria este din Sperețeni, Daria Grigore, și este o fată foarte talentată. Deși a început flautul de foarte puțin timp, ea chiar este foarte bătău și așa ține ritmul foarte bine și sunt foarte mândră de ea. Dați-mi voi să prezint pe Ianis și să laud mai mult, pentru că atunci când am fost la Sperețeni, i-am laudat pe Daria și pe Fabi mai mult și acum Ianis este de-al casei. Ianis este vecinul grupului, cel mai micuț, dar cel mai conștiincios. Bine, mereu cu piesele studiate și mă uit la voi. Așa. Și foarte atent, mereu, bravo, felicitări părinților că... Ești punctual. Și punctual, și punctual, este mereu primul. Da. Bravo, Larisa, trebuie să ne dai și noi. Larisa cântă de mai mult timp cu noi și ea este din Băcărești și este o fată la fel de talentată, deși ea nu este la școală de muzică ca ceilalți. Nici Fabi, de fapt, este, dar la Fabi încă nu am ajuns. A învățat singură și chiar se descurcă destul de bine și ține pasul cu noi. Și chiar o apreciez pentru asta. Fabi este din Sperețeni, la fel ca și Daria. Și Fabi s-a alăturat puțin înaintea lui Ionis, anul trecut. Chiar am zis să avem nevoie de o trompetă și a venit la momentul potrivit. Și deși nici el nu a învățat la o școală de muzică, este chiar foarte conștiincios, vreau să vă spun ceva din casă, că îmi trimitea filmări, uite tase cum studiez, eu m-am pus să studiez. Așa, bravo, Fabi. Și deși s-a mutat la București, el încă face eforturi să vină să cânte cu noi. Jasmine s-a alăturat grupului nostru puțin mai târziu, dar este pe drumul cel bun. În casă cu Sari și la fel este... La început, abia anul acesta intra la mine, așa de zmin, așa de muzică, da? Dar se descurcă chiar bine. Și vreau să vă prezint și pe noi, cei cinci, că lor nu ne-am făcut profițerea. O să încep cu Sebi, că este aici în mine. Sebi și cu Teo sunt băieții perfecti. Fetelor care se desminți acum, știu de toate. Mă rog, și să faci, să plătească, nu știu să vă auzi mami la treabă, dar nu despre asta e vorba acum. Și la vioară, și la pian, și la violoncel, dar nu ați susținut pe toate. Cred. Și chitară, da. Trebuie să faci și viola. Că acum lipsește viola, din păcate, Teodora Matei nu mi-a putut fi atrasă noi. Deci Sebi și cu Teo, deși Sebi este mai mic decât Teo, deci ține pasul nemaipomenit, e speriat. Sara, colega mea, suntem la grădiniță, suntem în aceeași casă de la grădiniță și cântăm împreună de când ne știm, la început nu prea am înțeles noi de ce dau pe microfon, dar acum facem o treabă foarte bună și îi mulțumesc că încă mai este cu noi și sper să mai bine, să mai cânt chiar și după ce o să plece în Germania și sper să plece în Germania, ca să avem nevoie de ea foarte mult. Sari, sora mea, că ea se uită la mine, zice să nu mă sar de data asta. Este foarte talentată și am luat-o cu mine să cânte de când era mică. Și chiar dacă se mai enerva pe mine, dar de ce mă pui să facă? Nu, ca asta nu e de nivelul meu. Eu zic că ajută-o foarte mult. Sari, chiar că pot să recunosc asta. Că te-a și a reușit să țină pasul. Și chiar o apreciez. Și sper să nu se mai enerveze. Cam aceștia sunt.
suntem la momentul actual, plus o dramaticare, v-am zis că nu este, și sub această formulă de un an aproape, ne-am format și ne-am luat și nume și așa, și mergem și cântăm prin comunități, pentru că noi ne dorim să slăvim pe Dumnezeu prin muzica noastră. Violoncelul personal. Este clasa 8-a, o să ne rugăm pentru el. Și eu și cu Sara, clasa 12-a, anii aceștia pentru noi sunt... Despre mine ce să vă zic? Că sunt cea mai bătrână din grup. Și cumva toată povara a picat în capul meu, dar slavă Domnului că reușesc să-i fac față și chiar... simt că m-am dezvoltat și eu foarte mult de când cânt cu ei, pentru că sunt mereu situații în care mă pun să gândesc mai mult, deși eu nu am făcut instrumente de suflat, violoncel, cumva am învățat chiar foarte multe de la ei și îmi place să cânt cu ei. Și sper că nu se supără cu nimic mai cer. În continuare, după cum am spus, vor urma două piese pe care veți asculta evoluția noastră și vor urma Privește la Iisus, doar cu Daria, la flaut, și apoi va fi Amazing Grace. Este un aranjament așa de frumos și pe limba mea și vreau să vă spun că chiar aici, în această biserică, am început să o studiem și să o lucrăm noi și vă mulțumim că ne-ați trimis să repetăm biserica la dumneavoastră. Thank you.
Bine. Sper că nu v-ați plictisit, am ajuns la final, urmează cu ultima piesă, Cireașa de pe tot. Se numește Spune Da. Și este aranjată de mine, special pentru grupul acesta, și sperăm să vă fac. Thank you.
Tată, bun din ceruri, îți mulțumim că ai fost cu noi în acest sabat minunat. Vă mulțumim că ne-a ajutat să te slăvim prin acest program, să ne binecuvintezi, să ne ocrezezi, să ne dai sănătate, în vecii vecilor. Amin. Nu vi se pare că a trecut cam repede acest program? Vreau să mulțumesc în numele Bisericii pentru că ați fost în această după-amiază la noi în comunitate și ne-ați încântat cuvintele voastre. Și am învățat ceva de la cineva. Nu puteți pleca fără să mai cântați ceva. Da. Ce vreți voi? Glorie, glorie, ale voi. Glorie, glorie. De Osana. Prințelor cinci. Mulțumim și vă mai așteptăm la noi în comunitate. Pentru că noi nu o să mai vin aici, la ieșire, cred că se va organiza în biserica cea nouă. Ce va duce pentru fiecare dintre noi? Să-i simt, 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 să-i simt
Thank you.